bună seara, mai puțin celor care îți dau flash-uri ca disperații când tu depășești alte mașini. Astăzi vreau să fac un mic story time. Când un bărbat mi-a oferit să-mi facă sex oral. Asta a fost anul trecut în vară, lucram la altă firmă, eram în Chiajna la depozitul Lidl și, long story short, n-am mai putut să descarc în ziua respectivă și o trebuie să aștept până la 5 dimineața a doua zi. Și ceasul era vreo 12 și eu n-aveam ce face. Așa că îi scriu prietenul meu bucureștean, zic, da bă, hai să mă iei din Chiajna. Și el, abia m-am trezit, n-o bine mă, dar hai să mă iei din Chiajna. Până la urmă acceptă să vină să mă ia din Chiajna. Bun, i-am dat, deși am zis depozitul Lidl din Chiajna, el pula, atât nu știa unde să vină, zic, hai de. I-am dat share location și așteptam. Era vară, erau vreo 40 de grade, eu stăteam perdele trase frumos, clima la blană, n-avem nicio treabă. Bun, și dintr-o dată bate unul în ușă. Zic, bă, ce dracu, deja au ajuns ăsta, că nici nu am zis ce camion am. Dau perdea la o parte, mă uit, era un domn, se uita la mine, eu mă uitam la el. Îmi face semn să cobor geamul, mă gândeam, bă, vreun coleg are vreo întrebare sau are vreo problemă. Cobor geamul, îmi oferă un bilet. Eu, ce asta? A, un, ia, nobun, dar ce-i? Un număr de telefon. Ce? De ce? La care el dintr-o dată, sex oral, de plăcere. Ce? Și ca, ia, nu, mersi. Și el tot insista, și că, ia, că poate te răzgândești. Nu, lasă, nu. Și zice, a, da, mai stai pe aici, nu, plec, nu mai stau. Până la urmă închid geamul și pleacă. Bine, și eu sunt băiat finuț, pentru că alt șofer ar fi zis ceva de genul, pleacă, bă, dracu, de pârțar și pochie de rost pe-stă gură. Da, nu, eu, cum ziceam, îs băiat finuț. Plus că, că iară mi-au overspeed. Mai încet. Așa. Plus că n-am absolut nicio problemă cu homosexuali. Ba chiar susțin căsătoria între persoane de același sex pentru că nu mă deranjează cu nimic, nu mă afectează cu nimic. Dar mă rog, asta a fost un pic ciudat, că plus că nu știi și câtor persoane au mai făcut sex oral până atunci. Deci, în concluzie, copii, nu acceptați sex oral de la străini. Vă urez o seară!